În bucătărie la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face fondant, vreau să vi-l arăt din nou și vom avea nevoie de aceste bomboane gumoase marshmallow. Vedeți? Se pot face și cu cele colorate și cu cele albe. Noi vom face cu cele albe ca să le și colorăm. Și voi pune la 100 de grame de bomboane gumoase, voi pune 25 de apă și apoi vom adăuga zahăr pudră cât este necesar ca să obținem fondantul nostru. Deci putem îmbrăca torturi, are un gust foarte bun de la aceste bomboane. Și aici avem și colorant alimentar să și color de Tutăm. grame de bezele gumoase sau bomboane marshmallow. Voi pune 25 de apă și voi pune microunde să se topească. Apoi vom adăuga zahăr pudră. Am pus în microunde și acum zahărul nostru pudră o să-l Fie trecem prin cât mai sivă. fin. Ia uitați-le. Și acum să amestecăm. Așa. Și apoi adăugăm zahăr. Și apoi vom lucra pe masa noastră de lucru și vom adăuga zahăr cât este necesar. Adăugăm zahărul, cel pe care l-am cernut. Așa. Eu am făcut de foarte multe ori această rețetă în direct. Să știți că se îmbracă foarte, foarte bine torturile și se urnează foarte bine cu acest fondant și se face foarte, foarte ușor. Așa. Și adăugăm zahăr. Și apoi vom lucra. Trebuie să avem consistența unei plastiline ca să putem lucra cu acest fondant, vedeți? Și amestecăm așa bine și mai adăugăm puțin zahăr. Am să pun totul aici pe masă. Și încet, încet o să lucrăm. Ia uitați cum arată acum și îl punem pe masă. Așa. Este ca o spumișoară. Așa. Și încercăm să scoatem cât mai mult din vasul nostru. Ajuta cu palețica noastră, vedeți? Așa. Și după aceea vom frământa cu mânuțele. Este foarte moale. Ne ajutăm mai întâi cu palețica. Așa. Și până obținem consistența plastilinei, vedeți că este foarte moale. Deci adăugăm zahăr până obținem acea consistență. Și apoi putem lucra. Așa. Foarte mulți dintre voi ați vrut să vedeți pe viu cum se face acest fondant și cât de ușor se face. Vedeți? Așa. Și mai adăugăm că este moale. Ia uitați cât este de moale. Se lipește. Deci nu trebuie să se lipească de mânuțe. Ia uitați-l. Așa. Așa. Numai că cred că mai trebuie puțin. Și acum începem să facem cu mânuțe. Ia uitați cât este de moale. Deci trebuie să fie puțin mai tare. Așa, ia să vedem cât zahăr intră la 100 de grame de marshmallow, de aceste bomboane gumoase, care le plac foarte mult copiilor.
și dă un gust foarte, foarte, foarte bun la tort și, cum am mai spus, se întinde ca să îmbrăcați tortul foarte subțire. Vedeți? Ia uitați cum se face. Încă mai trebuie puțin zahăr. Așa. Eu am să-l las deocamdată așa și îl vom împărți. Deci este moale, mai trebuie puțin zahăr, dar ca să adăugăm și culori, o să mai trebuiască să mai adăugăm zahăr și atunci îl voi împărți. Și voi face alb, deci voi face o parte alb pe care o voi lăsa mai mare pentru îmbrăcat tortul și vom adăuga în continuare zahăr. Și această bucățică vom face galben, roz, roșu și împărțim așa. Și o să facem așa într-o punguță până adăugăm colorantul. Și o așezăm așa aici. Și acum cu fondantul care ne-a rămas adăugăm alb. Deci acesta o să-l lăsăm alb. Deci dacă vrem să îmbrăcăm tortul în alb. Vedeți? Ia uitați. Așa. Și cu ajutorul unui sucitor și cu puțin amidon, putem întinde foarte, foarte, foarte bine acest fondant. Așa. I-am să dau puțin deoparte să vă arăt cum se întinde. Uitați-l cum arată. Vedeți? Așa. Să vedeți cum se întinde cât de ușor. Ia uitați. Deci v-a ajutat. Eu acum vă arăt cu zahăr, dar cu amidon, când îmbrăcați tortul. Și se întinde foarte, foarte, foarte fin și foarte subțire. Încă mai trebuie adăugat zahăr. El trebuie să fie puțin mai gros, exact cum este plastilina. Așa. Deci acesta este fondantul alb. Și acum să și colorăm, să vă arăt cum se colorează. Câte o biluță de aici. Și o să o colorăm. Așa. O voi pune în folie sau în pungă. Trebuie să fie închisă foarte bine, altfel se usucă și nu mai putem lucra. Și acum, tot unde avem zahărul, voi începe cu galbenul și voi lua puțin colorant. Îmi voi pune și mânuși. Așa. Și luăm puțin colorant. Vedeți? Și punem așa peste. Închidem. Vedeți? Și închidem așa. Până obținem culoare, ne ajutăm și cu zahărul. Cum am spus, l-am lăsat mai moale ca să putem adăuga zahăr când punem colorantul. Că dacă îl facem deodată tare, adăugăm colorantul, după aceea este prea tare. Și o să fiți nevoiți să mai adăugați o picătură de apă. Dar e mai bine să faceți cum vă arăt eu acum. Așa. Și să facem culoarea galben. Așa. Și avem galbenul. Ia uitați-l cum arată. Așa. Ia uitați. Așa. Și voi face o biluță. Acum le voi pune separat pe fiecare în punguța. Așa. Voi pune în folie. Vedeți? Dăm deoparte scobitoare. Și acum începem să închidem și să frământăm. Ia uitați roșu. Este gata, ia uitați-l ce frumos este. Așa. Și acum îl strângem și îl punem în folie. Punem puțin verde, să facem și verdele. Dăm deoparte. Ia uitați. Așa. Este gata și verdele, îl punem în folie. Ia uitați-l. Și voi lua puțin albastru și voi pune aici. Închidem. Așa.
ajutăm cu zahăr. Ia uitați și albastru. Așa. Uitați-l. Așa, și acum îl amestecăm și îl punem în punguță. Așa, aici avem negru, vedeți? Ia uitați. Culoarea neagră, o punem tot așa în punguță. Roșu, galben, verde și albastru. Și fondantul nostru alb. Deci mâine vom, ia uitați-l cum arată, vedeți? S-a odihnit puțin. Mâine vom îmbrăca un tortuleț cu acest fondant, să vedeți cum se lucrează cu el. Și vom face câteva figurine ajutându-ne cu aceste culori din fondant. Vedeți? Acum voi pune totul în pungă, voi sigila bine. Ia să vedem cam cât zahăr ne-a rămas. Am să dau puțin. Cântări zahărul care ne-a rămas. Deci la 100 de grame de bomboane gumoase și 25 de apă, noi am pus în interior, ne-a rămas 229 de grame de zahăr. Deci 200, în jur de 300 de grame de zahăr. Deci 270 de grame de zahăr au intrat. Și acesta este cel care ne-a rămas. Acesta este fondantul. Ia uitați-l, cel colorat și cel alb. Și mâine ne vedem să facem forme, flori și să îmbrăcăm în tortuleț. Eu vă pup foarte mult. Și vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost astăzi alături, în direct. Și vă doresc multă, multă sănătate și o zi frumoasă în continuare.